Dragilor, astăzi vorbim despre somn și despre un somn inteligent, un somn odihnitor, despre beneficiile somnului asupra stării noastre de sănătate, până la urmă asupra imunității noastre, imunității organismului, pornind discuția noastră alături de Diana Lupu, psihoterapeut, autor la pagina de psihologie și vorbim pe marginea cărții Cum să dormi inteligent de Sean Stevenson, care pune somnul în lumina reflectoarelor, publicând această carte. Carte care ne învață, am spune cu zâmbetul pe buze, cum să îți creezi o rutină, pentru că iată vorbim despre rutine sănătoase, cum să-ți creezi o rutină de dormit care să producă un efect pozitiv maxim în viața noastră, pe toate planurile, spune autorul, de la perioada de aur din zi, în care somnul este cel mai hrănitor pentru corpul uman, la efectul tehnologiei, al gadgeturilor și al luminii de ecran asupra creierului. Diana, aș începe discuția noastră făcând această legătură între somn, între un somn odihnitor și starea noastră de sănătate. Iată că dacă ar fi să contextualizăm puțin perioada pe care o traversăm de aproape 2 ani încoace și sunt convins că ai întâlnit și tu foarte multe astfel de situații, de cazuri, mai ales în practica de cabinet, pentru că atunci când, pentru prima oară când vin pacienții la tine, îi întâmpin cu această întrebare, cum stai cu somnul? Vedem foarte multă lume care este, să spunem, care are probleme cu somnul, indiferent că vorbim despre atacuri de panică, că vorbim despre anxietate, că vorbim despre episoade de depresie. Iată, somnul, ca și hrana până la urmă, este foarte important. Deci ce facem să avem un somn inteligent? Așa e, e una dintre întrebările care îmi plac tare mult și îmi place să descoper omul din fața mea și prin întrebarea asta, pentru că ne spune multe. Ne spune multe despre stilul de viață, ne spune multe despre limitele și obiceiurile și comportamente, ne spune chiar și despre starea emoțională și mentală. Și atunci, mi se pare că e foarte importantă legătura asta între a înțelege un pic că somnul nu este ceva ce doar facem pentru că așa am învățat. De când eram mici, aveam nevoie să facem asta ca să creștem, pentru că, uite, somnul vine de la începutul vieții noastre cu mesajul ăsta că ne ajută la creșterea corpului, ne ajută la sedimentarea memoriei de lungă și scurtă durată, la procesarea informațiilor de peste zi. Și trăim cu mesajul ăsta pe care, cred că apoi, pe măsură ce ne dezvoltăm și avansăm în evoluția noastră ca și oameni, e o relație complicată. Dacă adolescenți nu prea vrem să mai dormim. Dacă e să mă întorc un pic înapoi, când ajungem în perioada asta de copilărie mică, fugim de bunica sau de mama care încearcă să ne tragă la somnul de amiază. Și ajungem la vârsta adultă, unde îl prețuim foarte mult, însă nu mai știm exact cum ar trebui să dormim. Și nu neapărat că, știi, ziceam și mai devreme, e un comportament pe care cu toții îl facem. Diferă, bineînțeles, de la tipul de personalitate și tipul și stilul de viață în special. Însă, prea puțin cred că, pentru că se întâmplă atât de des și de constant, cred că prea puțin ne întrebăm cum arată un somn de calitate sau de igiena somnului de care spuneai tu mai devreme. Acum aș vrea să stabilim cumva niște, hai să le spunem, niște reguli, le zic eu, reguli de igienă a somnului sau reguli de conduită în ceea ce privește somnul pentru a avea un somn, așa cum Stevenson vorbește în cartea sa, un somn inteligent și un somn odihnitor prin intermediul căruia, coroborat cumva și cu exercițiile fizice și cu o dietă sănătoasă, ajungem la starea de bine, de echilibru. Da. Deci, practic, ce ar trebui să facem sau care ar fi regulile de bun simț pe care le aplicăm pentru a avea un somn odihnitor? Începând de la, cum spuneam înainte de a înregistra în discuția noastră, începând de la eliminarea oricăror stimuli sau stimulente ce țin de televizor,
de laptop, de telefon și așa mai departe. Și o să continui un pic cu cele clasice pe care, uite, le-ai adus și tu acum în discuție. Studiile ne arată că lumina asta albastră, blue light-ul, nu e ceva ce ne încurajează să ne punem la somn. Dacă ar mai fi să mai dau un clasic pe listă, ar merita să fim atenți la consumul de cofeină înainte să mergem la somn. Dacă e să vorbim de dietă, să văd ce conține mâncarea mea sau să mă asigur că e ceva ce nu îmi crește energia mai degrabă decât să mă ajute să intru în starea asta de somn. Și exercițiile fizice ar fi de preferat să nu fie făcute imediat înainte de această rutină sau să nu facă parte din rutina somnului, pentru că știm că sportul ne energizează. Și atunci e ceva contraintuitiv pentru creier, care are nevoie de vreo 30 de minute ca să înceapă să producă melatonină. Melatonina, știu că mulți o cunosc sub forma de pastiluțe de la farmacie, însă este o substanță care circulă prin creierul nostru și care este responsabilă, ne ajută să intrăm în starea asta de somn. Și atunci, astea ar fi cumva lucrurile ce îmi vin acum în minte apropo de rutinele astea fizice. Dar ce am observat în multe povești de viață cu care mă întâlnesc atunci când adresez întrebarea despre somn, este că nu mă cunosc suficient cât să-mi creez o rutină care de fapt să mă ajute, să mă liniștească și să mă ducă în această stare. Am senzația că vine seara și trebuie să mă pun în pat. Și nu e chiar așa. Am nevoie să-mi ajut, apropo de melatonină, corpul, să-i transmit corpului că acum e momentul să încep să fac asta. Un lucru prin care îi transmit lucrul ăsta este setarea unei ore la care să dorm. Să încerc să o respect. Acum știu că poate să sune ca o regulă. Aici, da, avem niște indici care ne transmit anumite ore și așa mai departe. Dar ca să nu fie o practică care trebuie făcută, ci mai degrabă pentru că o simt, aș recomanda să se înceapă cu cumva să se gândească lumea la ce fac atunci când ajung acasă, ce mi-am de făcut. Poate chiar îmi fac o listă scrisă sau mentală, să văd un pic, bun, astea sunt lucrurile pe care le mai pot face, ce pot să las pe mâine și pot să văd cât timp îmi mai rămâne. Dar, desigur, se vor mai găsi chestii pe care vei mai vrea să le faci. Dar cred că primul pas e ăsta un pic. Când am setat o oră, încerca să o respect, să fac demersuri și intenții în sensul ăsta și asta e, să nu mă aștept să ajung acasă, dar nici să ajung acasă să mă dezbrac, să mă schimb în pijamale, să mă pun să dorm. Nici asta nu e. Am nevoie de ceva înainte. Am nevoie de un moment de grijă pentru mine, fie că, nu știu, le spun doamnelor cu care lucrez, că îți faci o mască pe față, că te speli pe dinți, că îți pregătești hainele pentru mâine, că aerisești camera, că verifici termostatul. Toate comportamentele astea făcute, poate un pic mai ușor, încercând așa să te duci încet în zona de liniște. Nu să sar direct, nici așa nu e. Sărim din agitația orașului sau din agitația biroului sau din agitația biroului de acasă, cu multe ședințe, și mă aștept cu mintea încărcată, cu corpul activat, să mă pun să dorm. Somnul nu e un beculeț care se aprinde și se stinge. E nevoie să mă duc în starea respectivă. Sau poate că mă gândesc acum, poate că creierul fiind obosit, hai să presupunem că ne simțim, nu știu, atât de obosiți într-o zi încât spunem, gata, abia aștept să ajung acasă și să dorm. Probabil că rutina asta de care vorbești tu este o rutină sănătoasă. Sunt câteva obiceiuri care ne ajută și cumva ne pregătesc pentru starea de somn. Este indicat, zic eu, și tu ești cea care în măsură să confirme acest lucru, această rutină sănătoasă, nu știu, de a aerisi camera, de a fi întuneric, de a închide, eu știu, geamurile pentru a nu avea zgomot. Chiar știm foarte bine, cel puțin cei care locuiesc pe arterele principale ale orașului, seara cel puțin se aud motocicliști, se aud sirenele de la poliție, de la ambulanță, care creează un disconfort fonic pentru un somn odihnitor. Ora, iarăși, cum spuneai tu, setarea, această regulă importantă, rutină, setarea orei la care dorm și de a elimina orice altceva ce ține de partea de tehnologie și care ar putea să mă distragă sau să îmi perturbe somnul.
Desigur, sunt lucruri pe care țin să le fac. Să ajung acasă, poate după o zi, și să verific rețelele sociale sau să mai citesc un articol, sigur. Dar e de, să nu includă asta pașii pe care îi fac înspre a dormi. Adică să nu fac asta stând în pat. Pot să o fac după ce mănânc, mă uit un pic pe telefon, dar apoi îmi încep rutina de somn. Din nou, un duș, o pregătire a hainelor. Fiecare poate să adauge aici pe listă în funcție de stilul de viață și de personalitate. Însă, știi, ai spus de zgomot și mintea mea s-a dus la poate cel mai întâlnit zgomot pe care îl aud din partea clienților mei, zgomotul gândurilor. Poate să fie liniște, poate să fie întuneric, desigur ajută, ajută și să am o temperatură potrivită în cameră, dar uneori gândurile mă năpădesc, poate chiar și de la oboseală. Poate că am în sfârșit un moment în zi în care e liniște în jurul meu, nu mai vrea nimic, nimeni nimic de la mine și dau năvală și nu mă las să dorm. Acolo cred că e provocarea. Care ar fi relația, apropo de ceea ce ai spus tu și ai punctat foarte bine puțin mai devreme, care ar fi relația dintre somn și sănătatea mentală? Și aici, cum spuneam la începutul materialului nostru, mă refer la tot felul de afecțiuni de natură psihică sau psihoemoțională. Depresia care, iată, provoacă insomnii, nu ne lasă să dormim cum trebuie, sau atacurile de panică, de asemenea, îngrijorarea, anxietatea, incertitudinea. Mă auzi? Da, e de la... Acum da. Acum da. Nu da. Te-am auzit. Bun, nu hai te-am să reluăm. Da, nu, că te rog, reia întrebarea. Reiau. Cred că de la tine a fost un mic scurt circuit. De la mine, da. Că, da, de la mine. Tai eu. Îmi pare rău că ți-am dat de muncă cu tăia. Nu, că o tai, nicio problemă. Care ar fi relația dintre somn și sănătatea mentală în condițiile în care, iată, în actualul context sunt foarte mulți oameni și cu siguranță ai întâlnit astfel de cazuri în practica de cabinet, care spun că nu au un somn așa cum ar trebui și insomniile, de fapt, sunt asociate cu depresia, cu anxietatea, cu îngrijorările, apropo de gândurile de care vorbeai tu ceva mai devreme, da? Care nu ne dau pace. Exact. Gândurile, incertitudinea, instabilitatea, anxietatea, ce se va întâmpla, ce va fi. Starea asta de incertitudine, de altfel, nu ne lasă să avem un somn bun. Așa e, sunt multe legături. Tocmai de aceea întrebarea asta și-a făcut loc printre primele în setul meu de întrebări, pentru că mă poate duce și înspre zona de emoții. Îmi poate spune cum, da, găsim în criteriile depresiei și hipersomnia sau insomnia. Găsim în anxietate, iarăși, apropo de îngrijorări, cum bine spuneai tu, și criteriul ăsta al somnului. Și atunci sunt toate astea țin de sănătatea noastră mentală. Dacă lucrez întâi pe partea asta de a mă ajuta prin ce povesteam noi mai devreme, prin rutine, să am un somn de calitate, practic ceea ce se întâmplă apropo de sănătatea mentală este că reușesc să am o stare de bine generală. Despre asta ne vorbește și sănătatea mentală, despre o stare de bine. Poate sunt și mult mai capabil să văd lucrurile care funcționează mai bine în viața mea, să adopt o lentilă mai optimistă a lucrurilor. Ne mai ajută și cu partea asta în care reușesc să găsesc soluții. Dacă ne uităm la ce facem, că, bun, încercăm să găsim o rutină, dar gândurile nu se opresc. Și povesteam de multe ori că știi, cred că una dintre marile invenții a fost hârtia și pixul. Putem să luăm o foaie de hârtie, putem să avem un notes pe telefon, fiecare poate să-și găsească varianta cu care se simte cel mai confortabil, poate chiar un mesaj vocal. Să spunem toate gândurile astea în afara noastră, să le scriem pe hârtie. Acum mă îngrijorează, să lăsăm acolo atât cât simțim și atât cât poate să iasă în momentul respectiv îngrijorările și să încerc să le fac cât mai puțin prezente atunci când pun capul pe pernă. Să nu le fac să se așeze cu mine. De multe ori au nevoie să iasă în afară.
dacă nu e asta una nu e scris una dintre variante, spuneam că și înregistrările, poate o conversație cu una din persoanele cu care locuiesc în casă, unde se spun, hei, uite, am nevoie să împărtășesc lucrul ăsta și să las doar lucrurile să iasă. Nu trebuie să apară o soluție în momentul respectiv, ci intenția aici este să golesc cât mai mult, să le dau în afară, ca eu să pot să fac loc și altor lucruri, și în special a zonei astea de odihnă. Gândurile ne pot obosi și mai mult. Gândurile ne pot consuma energia și mai mult. Și ne oprește din ceea ce face, de fapt, somnul în primul și în primul rând. Ne restabilește energia și ne ajută să ne vindecăm. Are și abilitatea asta de vindecare foarte faină. Tot în practica de cabinet ți s-a întâmplat cumva să întâlnești persoane care să spună, știi, eu dorm suficient. Sunt, nu știu, între 7 și 9 ore de somn. Se spune că 8 ore ar fi ideal. Dar sunt persoane care să spunem, uite, dorm 8 ore sau 9 ore și se trezesc obosiți. Față de alte persoane care dorm, nu știu, 5 sau 6 ore, se spune că minimum este 6 ore pe noapte și se trezesc plin, cum spuneai tu, plin de energie și de vitalitate. Și acum gândul mă duce la un paradox. Când sunt mici, copiii au nevoie de somn și bebeluși, îi luăm ca exemplu. Ei dorm non-stop, da? Bun. După care, cât crește copilul, 4, 5 ani, 6 ani, începe să facă nazuri când vine mama sau bunica, uite, trebuie să dorm. Perioada pubertății sau adolescenței, tinerii nici să n-audă de somn. Și apoi, cum spuneai tu, noi îl prețuim, pentru Și că, uite, căutăm. îl căutăm, pentru că, uite, organismul, fiind obosit, are nevoie de somn. Și iată că ajungem la vârsta a treia, da? 60-70 de ani și am întâlnit persoane care aveau nevoie de puține ore de somn. 6 ore de somn, știi, pensionari, da? Se trezesc mai devreme, 5, 5 jumate, 6, da? Dar pentru ei, orele alea sunt suficiente. Cum fac ei de găsesc acest somn odihnitor? Cred că, vezi tu, punerea asta, firul ăsta roșu al relației noastre cu somnul de-a lungul vieții se schimbă și în funcție de evoluția noastră. Uite, când suntem un adult, cred că n-ar mai putea să doarmă atât de mult cât ar dormi, cât are nevoie un bebeluș. Deci cred că aici e vorba de relația care se schimbă pe măsură ce și corpul nostru se schimbă și mintea noastră se schimbă. Ne gândim un pic că poate o persoană la vârsta a treia nu mai este atât de activată, nu mai are atât de multă activitate, poate. Și atunci asta face ca somnul să, orele de somn să fie mult mai puține. E o posibilitate, e o variantă. Să ne uităm la perioada din viață, la nevoile pe care le avem și atunci, în funcție de asta, ne putem uita și la nevoia de regenerare a energiei. Nu putem compara, deși da, zicem acum, mamă, mi-ar mai plăcea să mai dorm nu știu cât, să mai dorm ca atunci când eram copil. Ok, dar poate că nu mai e aceeași nevoie a corpului și a minții. Știi, acum e nevoia, mă gândeam acum, mai ales la adulți câteodată, e nevoia somnului de după amiază. Da. Cred că mai puțin întâlnită. Cunosc tot felul de povești legate de asta. Unele persoane se duc direct în copilărie la momentele alea de chin și atunci pentru ei e ceva ce n-ar vrea să mai Să retrăiască, experimenteze da. și să retrăiască. Sunt persoane cărora nu le permite programul, deși este acest nap time care e dovedit că dacă reușim să-l avem în viața noastră, ne poate crește durata vieții. Undeva la 15, maxim 20 de minute, iar e necesar sau e important să facem loc. Dar, din nou, cred mult în sugestii, poate mai puțin în reguli, pentru că fiecare își are stilul de viață. După cum ai spus și tu la început, acești 2 ani ne-au învățat multe sau ne-au arătat că mai avem de învățat multe și cel puțin un lucru pe care eu l-am învățat a fost zona asta de a fi flexibil
și de a fi flexibil și cu toate aceste recomandări, de a aplica lucrurile esențiale, dar de a așeza pe personalitatea mea, pe viața mea, pe casa mea, lucrurile care mi se potrivesc și care să nu iau pentru că trebuie să fac asta, ci pentru că are sens pentru mine, pentru că înțeleg și pentru că pot vedea niște beneficii. Dar e nevoie să încep să încerc de undeva și să încerc niște recomandări și să mă informez despre niște lucruri și apoi să le pun în practică. Și mai mult decât atât, nu să le pun în practică o dată, ca o rutină de somn să se stabilească. E nevoie de exercițiu, e nevoie de observare, e nevoie să văd cum mă simt după ce fac asta. De mai multe ori am nevoie să-mi ajut creierul să stabilească această igienă a somnului, aceste comportamente sănătoase. Și am nevoie să mă și uit la ceea ce fac. Întâi să mă observ. Cum ajung acasă? Cum? Am o rutină? Nu m-am gândit niciodată la asta. Mai primesc răspunsuri de genul. Dacă pun întrebarea, bun, și ce te-ar liniști, ce crezi că te-ar deconecta un pic de activitatea din care ai venit? Nu știu, nu m-am gândit la asta. Și facem liste și încercăm și ne gândim ce mi-ar plăcea și văd, poate că lucrurile la care m-am gândit nu mi se potrivește, dar uite, mi-apare altceva, pentru că am început să mă observ. Cred că, de fapt, în special în zona asta cu somnul, cu precădere în toate zonele din viața noastră, cred că cea mai importantă unealtă este observarea. Dacă învăț să observ temperatura din cameră, dacă observ că nu mă deranjează zgomotul, dar mă deranjează lumina, alea sunt lucrurile pe care, la care să lucrez. Făcând referire, îmi place foarte mult subtitlul cărții, făcând referire la cartea lui Stevenson, Cum să dormi inteligent, 21 de strategii fundamentale pentru a dobândi un corp mai sănătos, o stare generală de bine. Cât de important este somnul în relație cu sistemul nostru imunitar? E foarte important. Tocmai asta spuneam mai devreme, faptul că are această abilitate de regenerare. Dacă ne uităm de foarte multe ori, și asta e non-științific, dar mie îmi place și zona asta, dacă ne uităm pur și simplu la unul din filmele din război sau unul din filmele astea în care nu exista nu știu ce tehnologie sau nu știu ce studii, vedem că oamenii aveau nevoie de somn. Și asta este un mesaj. Și dacă ne uităm acum la noi, când suntem răciți, când nu ne simțim bine, mă duc să mă pun un pic să dorm. Și cred că aici e reamintirea, a devenit atât de automat somnul ăsta, cât cred că îl luăm un pic ca ceva ce se întâmplă pentru că se întâmplă. Dar pentru sistemul nostru imunitar și pentru capacitatea de regenerare, este foarte important. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Diana Lupu, psihoterapeut relațional, autor la pagina de psihologie, despre beneficiile unui somn inteligent, despre beneficiile unui somn odihnitor pentru starea noastră generală de bine, făcând legătura între somn și sistemul imunitar, igiena somnului, așa cum frumos spune Diana Lupu într-un articol despre somn pe pagina de psihologie, cât de importantă este această stabilirea, de fapt, a acestei rutine sănătoase de a ne seta o oră de somn, să nu ne abatem de la acea oră, pe cât posibil, bineînțeles, în caz de urgențe se mai întâmplă, și cât de important este să ne creăm cumva toate condițiile necesare, optime pentru un somn odihnitor. Am vorbit pe marginea cărții Cum să dormi inteligent de Sean Stevenson, o carte publicată în colecția Terapia editurii Herald, pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag. Mulțumim din suflet, Diana Lupu, nu uitați, ne puteți urmări pe pagina oficială de Facebook și pe canalul de YouTube, unde veți vedea toate materialele video cu invitații noștri speciali. Vă dorim o zi plăcută în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!